Da, salutare și bine ați venit la un nou episod de pe serverul Eclipse. N-am mai filmat de vreo 5 săptămâni pe serverul ăsta, din 5 săptămâni, 5 luni de fapt. Și am intrat din nou, de când am văzut și văd că sunt un pic cam puțin player, dar nu e nicio problemă, putem să-l facem full, asta cu ajutorul vostru. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe și vă așteptăm pe server. Hai să începem, vizionare plăcută. Bă, am pe undeva, sunt și eu nou. N-am mai făcut de foarte, foarte mult timp joburile astea. E un pic am ciudat jocul, e un pic am ciudat totul de fapt pentru mine acum. Știți bine că am jucat un pic pe celelalte servere și vorba cu niște player care, na, un exemplu, se joacă de mai mult timp chestii de genul și atunci am zis că, bă, hai să vedem despre ce e vorba. Nu știu, decât am înțeles că pe alte server se fac foarte multe preferințe, chestii de genul, whatever. Și apoi, no, acum asta e, intrăm acum pe server aici, din câte am înțeles aici nu prea să fac. Acum pot să vedem care e toată schema. Cum am și zis, nici nu vreau să stau să mă joc pe un server în care chiar să-l dau în pulă pe fondator de player. La asta știți bine la ce mă refer, după aproape 400 de ore la o greșeală care a făcut un meta. Nu știu dacă chiar e ok de poveste pe episod, dar asta e, tot timpul o să stau și o să povestesc de treaba asta, pentru că e și normal după ce ajungi la o sumă de 1000 de player să te doară chiar în pulă, știi? No. În fine, hai să vedem câți bani primim acum. De cât am înțeles și am văzut la o mică schemă, nu știu dacă mă pot opri, adică aș putea că nu e chiar nimeni în spatele meu. Și la 13 player e, na, mai multă poliție, mai multă. Hai să apăsăm un pic pe ESC să activăm și asta. Avem ceva de reward. Am primit 7500. La 5 ore jucate iar primim ceva nu știu cât, plus 5 ore jucate, mă rog, 9500 bani, haine, lanț VIP la 30 de luni și ghiozdan. Nu știu care ghiozdan e, chrome etichet, ia uite acolo. Bă, arată chiar un pic mai ok și nu știu care e legătura cu corabia aia de jos, e posibil ceva job boost? N-am nicio idee. E bine că m-a ajutat băieții să-mi recuperez contul, pentru că nu am știut chiar deloc care e toată schema, adică contul de fapt n-am știut chiar deloc și atunci am zis că hai mă să mai dăm o șansă la, aș putea zic, 5M-ul românesc sau Regiul românesc de fapt. După atâta că știți bine, poate am jucat un pic de God of War și mă rupe pe FPS-uri, nu știu de ce. Efectiv, îmi dă niște dropuri mărdeale foarte urâte și atunci am zis că da, ok, nu e pentru filmat. Îmi pare rău, am cedit un pic cam târziu ideea de, bă, hai să penezi să-l cumpăr, ce și normal să nu poți să-ți recuperezi banii înapoi, asta e. Și atunci, posibil, nu știu ce să rezolv cu el, poate vreodată voi rezolva, nu știu. Îmi folosește mai multă memorie decât par fi normal, nu știu de ce. Mă rog, nu mă mai întreb la chiar nimic, am totuși un amar lăsat în gură din cauza asta. Ba, avem 3 din 11. Și atunci mai băgăm o pisă cu Regen Peu, pentru că, da, vă place și vouă. Mai găsim, poate mai facem un mic roleplay, mai vedem, intrăm într-o facțiune undeva și aș vrea să joc și pe serverul la Hoinari, după, cum se numește celălalt, ăla cu cowboy, cu alea, n-am mai jucat de foarte mult timp și acolo aș vrea să jucăm, dar nu, pe degeaba mă, știi care e schema, cum am zis, bă, serverele bune nu sunt niciodată căutate. Și aia nu pot să înțeleg la voi. Nu că vă jignesc sau ceva, e treaba voastră unde vă jucați la fiecare, dar ideea care e. Dacă pur și simplu vezi un server bun, da, de ce nu intri și faci o mică treabă, adică viteros și pe asta e, că nu cred, na, că chiar, adică nu cred că deranjează chiar așa de mult. Poți să încerci mai multe servere, știi?
Și uite, chiar vorbea lumea cu una mai mulți fondatori și așa mai departe, din câte am înțeles din convorbiri, că se va schimba modalitatea asta de ore, nu știu, din câte am văzut foarte multe servere pe regim, pe se bazează foarte mult timp pe ore, ceea ce, na, să faci un exemplu 50 de ore, chestii de genul un pic cam tute vino, știi, adică stai să treci tare și la un moment dat să-ți iei bani într-o noapte, că așa se întâmplă de fapt, și atunci păi dai seama că nu e ok. Da, am și zis, bă, asta nu face preferințe, nu face chestii de genul, așa s-a destul de frumos, detaliat, cred că mi se mișcă bine și pe filmare, n-am nicio idee, o să mă uit după aia, deci, let's go, vă aștept și pe voi pe server. Sunt tare curios acum în cât timp facem 11 curse. Bă, și încercat să mă bag în roleplay cu băieții care sunt pe server, să vedem despre ce e vorba, să vedem, no, mai multe chestii, să descoperim și noi, știi? Apropo, am băgat un pic referal de la un băiat, din câte am înțeles primești mare mașină timp de 14 zile, deci... asta e, cred că ați văzut poza din thumbnail, aia mașina, bine, am și una mea. Numai că are un pic pe drifturi foarte, foarte ciudat, aici poți să vii să intri în autobuz, în autobuz. Deci, na. Aș încerca iar cu moduri de grafică, dar de câte văd nu prea, nu prea se merită, sincer să fiu. Să bagi, pentru că arată chiar mai ok față de gândul cu modurile de grafică. Am încercat să bag, dar numai nu mi-a mers. Nu știu de ce. Mi-a dat niște erori foarte ciudate cu prostiile alea de aplicație network grafic și are nici părișei, nu mă mai bag. Poate la un moment dat, dacă să fie niște moduri chiar ok, care să fie ok cu ele, o să, da, continui să le pun. Mamă, dar cum să zic, așa mai după masă un pic și parcă asta o să mai facem și live-uri. Posibil pe undeva, de vedem când postăm episodul, să mai facem și live-uri, pentru că n-am mai făcut de foarte mult timp și eu știu, mai facem un job, mai povestim, mai știți bine, așa cum a fost mai de mult, că, da, asta e, vedem. Cum stăm cu timpul, cum stăm, am zis foarte asta ca să înțeleagă lucrurile numai de noapte. Poate vale de la 2 dimineața până la 9:30. Deci vă dați seama că somnul e mai important în față decât încerc să fac episoade una alta, nu e nicio problemă, dar da. Mai important e odihna. De-aia am zis că asta o să fie un server în care o să-mi dedic timpul de acum încolo, o oră, două pe zi, nu contează, e ok, facem un live, facem așa mai departe și asta e, ne vedem după aia de somn în continuare și de relax, că, da, vezi tu fără muncă, stai la cerșeală și nu poți stai pe mine la tuturor cum ar fi, că na. Ce mă, iar are probleme webcam-ul sau? Opa, pe unde? Pe aici? Ia mă, că acolo sunt mai mulți playeri. Cred că poliția sau ce ar fi. Ia să vedem pe unde ne pune să mergem. Ah, dar stai un pic, acum... ce facem? Ce tu parcă să vede un pic cam ciudat? Poate cum am zis de modurile alea de grafică pe care le avem. O să mergi cu autobuzul la sediu pentru a încheia cursa. Bine, frate. Ok. Hai că mergem imediat. Hai că mergem să vedem. Mă-s curios cât primim, sincer. Să văd dacă se merită. Mai avem câteva joburi. Cred că avem pe undeva la 3 joburi de început. Gunoier. Bus. Și încă unul ar mai fi fost, n-am nicio idee. Bă, chiar povesteam cu cineva. Am un nou șur, nu o să dau numele. Și... bă, e nebun. De la prea mult... Hai, vrem.
834. Cred că tot am primit și data trecută când am jucat, nu? Nu mai știu, efectiv, nu mai știu deloc. Ia să vedem alte joburi. Dacă tot suntem pe aici, mai facem un pic de... Hai să vedem pe aici. Joburi, pescar, gunoier. Ia să vedem la gunoier. Mi s-a pus oare? Ia să vedem. Stai să-mi dau de aici demisia. Oricum așa și îmbrăcat de gunoier. Stai să vezi ce îmbrăcăminte am. Îmbracă-te, dezbracă-te. Demisionează. Perfect. Uite-te bro, ce haine am pe mine. Ești nebun la cap, ala de hold. Nici nu mi-a cumpărat alte haine. Și din câte văd și pe aici, tot cu de alea. Deci asta e mașina mea și asta e cealaltă pe care o avem. Hai să vedem cât îi mergem. Aș fi curios dinăuntru. Da. Chiar asta am vrut să văd. Și arată chiar bine. Și văd că handling-ul e făcut chiar ok. Bine, trage un pic spre stânga-dreapta când se duce, dar nu. Că merg un pic cu mai mare viteză, e un pic cam cu dute bine, nu? Am de când m-am jucat Warhammer și am făcut videoclipurile alea lungi, tot îmi vine să fac așa videoclipuri, știi? Ai, locația default. Adică nu, că locația default e în altă parte, dar... Păi da, stai un pic, eu pe unde... Prin spate, nu? Prin spate, adică cred că și pe aici aș putea. Să mă duc să parchez și... Ia să... Mă duc să mă angajez ca gunoier, să vedem câți bani am primit. Angajați-te, îmbracă-te. Let's go, avem un caracter un pic mai negru. Nu sunt rasist, bă. Ah, fuck. Dacă nu mi l-a dat din prima, o să fie nebuneală cu el. Da, o să fie nebuneală cu el. Mă rog. Deci. Un pic delay-ul ăla. Blanau 834. Să vedem ce joburi mai avem. Joburi, drumuri și poduri. Dar nu știu care erau joburile. Ia să vedem. Wiki Eclipsed. Bun, informații, joburi. Taximetrism. Da, unde dracu, că nu cred că comandă nimeni taxi. Sincer. Joburi, taximetrist, pădurari, nu? Deci înseamnă că jobul de gunoier e un pic cam cache cu el. No, hai să vedem. Hai să mergem așa încetuc. Bă, cum na. Sper să nu se spawneze mașinile alea două, dracu. O să vezi tu ce nebune luăm. Hai să mergem până la un magazin să vedem ce avem pe acolo. Ia, văd două magazine. Ce l-am? NPC? NPC. A, de la de scooter, mă. Pentru scooter, de fapt. Digital Den. Ia să mergem să parcăm pe aici. În cuie. Bun. Nici eu nu mai pot ieși. Ue, what? Aha. Gata. Hai să plecăm până acolo să nu luăm un telefon totuși. Nu știu dacă am banii la mine aia 7000, să vedem ce preț au, na. A, bine, că oricum aici e asta. Cea GPS, stație, telefon. Cumpăra. Bun. A, dar stai mă, că telefon am. De ce mi-am mai cumpărat? Ceas, echip. USED.
Sau unde, bă, că n-am cu cine vorbi, de unul singur, ești nebun. Bă. Close, dude, close. What the fuck? 1, 2, 3, 4, bă. LOL. Mă aude care, bă? Hehe, am scris așa la vrejala. Ia să vedem, avem stație. Stația asta, bradul aici, pe... Bă. Mă, la două mulat adminul, că ți-a băgat referent. Da. Hai să mergem la ceva de îmbrăcăminte. Ok, am zis că în partea cealaltă mergem. La magazin să vedem ce putem avea și pe aici. Mergem să explorăm un pic dacă tot suntem, că e... Au putat, e tata tău. Ți-ai put centura. Mi-am scos-o. Chips, elastic mic. Trupsă de reparații. Hai să vedem. Așa de... Dar bine, nu acum. Câți bani avem? Păi bine, mă. 464 depozitează. Păi și câți bani am la mine? 7000? 6000? Nu mai știu câți bani am. Workshop, setări. Setări, nu? Ce ar mai fi, mă? Cum aș putea să văd câți bani am la mine? Banking cash. Oh, wow, what the fuck, poate pic, poate zbor cu banii pe care am, pe să vezi tu. Ți-am pus, ți-a pus centura, hai să mergem la ăla, da, nu, că ăla de taxi tot se-mi șede ăla. Ah, m-am gândit, ok. Ce e, ce, mă? Zona plantații, zona de mumială, wait, what? Lol, n-am mai văzut zona asta de o grămadă de timp, ești nebun. Ce e, ce, mă? Magazin licențe. Ia să vedem ce licență ar fi bine. Oricum, deocamdată nu am chiar așa de multe, dar vedem, asta e. Hai să vedem cu cât putem merge pe aici. Poate ne prinde poliția, să vezi tu. Să vedem cum merge și mașina pe autostradă, da? Mai facem un mic test, totuși. Electrică. Bă, dar nu-mi plac mașinile electrice deloc, mă. Bă, na, într-un fel sunt perfecte. Deci, într-un fel, e chiar ok. Pentru că, da, nu polează, în alta e next level. Dar nu acum. Acum e prea rapid, e prea, nu știu. Ce m-am crezut că am player, sunt player deasupra acolo care stă cu radarul, dar la, da. La 15 player, în cazul nou, bă, că nu. Asta e mai bine, că ea se randează perfect mapa. Nici n-ai probleme cu el. Nu e ca și cum ai avea 600-700 de player și ți-ar bubui serverul, de fapt. Sau chiar ție, ca jucător. Efectiv, ventilatorul Nino se stresează în momentul de față, vă dați seama. Și... Ia mă, am prins 300 și ceva. Ia mă, că mașina asta pe care o bagi la referal, primești bine bani, bă, ești bun? Hai să vedem despre ce licențe e vorba, asta vreau să văd pe frâne cum stă. Nu mai pica murdară, wow. Mamă, nu mă jucă de foarte mult timp 5M, adică Regen Page, nu? Nu, e un pic... e un pic așa, știi? Da, cam trage spre dreapta dacă stai un pic și te uiți. Sau mi se pare. Păi sunt foarte multe locații, mă, care ar merge un roleplay de notă 10, vă știu, mă. E aici... Ăsta, ia să vedem la magazinul ăsta de aici. Ce e de aici? Nu-i barbershop. Ia să vedem ce putem primi aici.
Ce licență ne putem? Licență pescar, miner, pădurar. Hai să vedem până la... Trebuia să mă duc înainte să pornesc aici show-ul, da? Pune de leșupu. Depozit, drumul și pot, drumul și depozit. Wait, what? Ia. Dealership, hai să mergem până acolo să vedem. Da, mă, nu pot să mă duc eu pe unde e asta. Mă, referitor la 5M. Mă, să fim serios un pic. Cam picat 5M în românesc. Bine, mulți dintre voi v-ați lăsat de GTA, de GTA 5 și v-ați apucat pe asta, cum se numește. V-ați apucat foarte mulți pe asta. No. Pe Samp. Pe Samp, de câte făcut niște moduri de alea chiar blanau. Ia mă, vinde produse. Asta de la un job ceva. Hai să vedem. Să mergem încetuc și să vedem despre ce e vorba acolo la dealership, să vedem ce mașini putem să mai luăm, da? Dar bine, oricum, din cât observ, cred că economia, cred că e un pic cam hard. Bine, totul nu poți să câștigi milioane pe un server de roleplay, să fim realiști. Deci, trebuie un pic de muncă. Să bagi un pic, bine, că am o săptămână asta, oricum sunt concediu medical și pot să mă mai joc un pic. Deci am putea efectiv să stăm și să ne jucăm cum ar fi, pentru că mai recuperăm, mai facem ceva, mai facem ore, mai... Hai să vedem. Dau-i în ceva. Mărioi. Oare avem medici pe server, sincer. Bă, așa hudul arată chiar ok. Chat-ul nu se duce mai jos de webcam. Deci, e simplu, superb. Nu știu care a jucat dintre voi, dar mă gândesc că a jucat foarte, foarte mult. Da, eu oricum am făcut o lună pauză de când am luat bani dincolo și vă dați seama că, da. Bă, măcar așa m-am jucat alte jocuri, sincer, și, da, m-am mai recuperat un pic cu gândul. Oricum, amar să-i fie la ăla care mi-a dat bani. Eu nu te legeană sau cum îl cheamă. N-am nicio idee. Dracu, dacă vine poliția acolo, mă lua din prima, nu? Trebuie un rol pe ea, trebuie ceva făcut. Ia să mergem noi aici înăuntru. Băi, nebun, dar chiar alunecă. Oh, în sfârșit un server unde pe aici nu-i... Pe asta cum se numește garaj. Coai, cum să pui garaj aici înăuntru? What the fuck? E nebun la cap. Adică, da, acolo e parcare, de mașini, asta e, nu? Na, te duc și tu acolo înăuntru. Bun, mașini ieftine, hai să vedem. Ue, what? Ia mă, Dacia. Dacă scrie și viteză, nebula. Nu știu dacă vedeți, ba, vedeți. Așa, un pic, da. Înapoi mașini normale. Deci am plătit la PD suma de minus 100. Ia mă, Verus, Übermacht. BMW, mă. E46, e o semite. Numai la 25.000 iosemitele. Ia să vedem. Știți bine că iosemitele dincolo e exclusiv că un alta. Apropo, de cât am înțeles, s-a făcut și restock-ul. Bine că îl fac episodul pe data de 22, practic s-a făcut restock-ul noaptea la pasă care nu mai e. Spuneți voi că mașina asta nu căutați voi foarte mult. Asta am căutat și eu, dar m-am dus cu totul, nu? Oare
85.000, mă. Bă, cred că fondatorul stă pe undeva prin Germania. Sincer. Lowrider special, ia să vedem. Carin, Anis. A, e Nissan GT-ul, parcă. Stock 0, ia vezi că... Da, e stock 0. Ia aici mașina aia de la cazino care a fost pusă dincolo. Sanchez-ul clar. Capacitate pe rugaj 3 kg. Bă, pentru o armă e perfect, e zeman. Elicopter special. Ia să vedem. Știu să conduc elicopterul. Morioi. A, de bă, că știu să conduc, e nebun. Asta e cică din cât am înțeles special. Ești un test drive special, e cât 120. Și mai avem o oră de ăla cu pirația, dar nu știu ce ar fi. O, tată. Man. Ce mă, ce nu zic că Happy nu știe conduce elicopter? Wow, what? Ce s-a spawnat ăsta, bici? Da, mă, e perfect, ești la un... Da, mă, și are ăla... Ia să vedem un pic prin groove, dacă tot stăm pe aici. Hai, mă, du-te-n pula. Buzard... Nu, cu aia... Ia, mă... Kang, lol... Camper! Nu, asta mi-o trebuie neapărat. Hai bă, Manu. Tiruri. Ia mă, de asta 350 de kg. Uite-te frate, 50 de kg. 5, bine, la 50, na. Phantom-ul. Benefactor. Mercedes, mă. Ce benefactor. Da, mă, lumea care se joacă așa că am cumpărat, vă dai seama, adică mașină de PSC3, nu? Ui, cu asta poți să te duci 90 de kg are, numai atât dacă nu... Na, nu le are pe stoc, îți dai seama. Deci ce roleplay vine să faci cu camperul ăsta, bro? Deci dacă poți să te bagi în el să... Stai, efectiv, așa, să dormi, să alea... Dude, e perfect, nu? Deci ai și zone, ai și numai atât să rezolvi cu mod de grafică. Care să arate totuși mai ok. L-am avut-o pe celelalte, dar... N-a fost... N-a fost chiar de nota 10, dai seama. O să văd, o să încerc totul să-l reinstalez, să fac tot ce posibil ca să putem băga modurile de grafică înapoi. Și asta e, vedem după aia. Bun, guys, hai că nu vă mai rețin și eu. Nu uita de butonul de like, subscribe. Și dacă tot sunt pe aici, hai să mergem să vedem dacă tot sunt pe high. Că nu mai știu efectiv deloc. V5, very high. Da, nu. Ăsta nu știu care e toată schema cu el. Că eu l-am făcut, da. 16 pe 10, texturi. Da, mă. Cam așa stă treaba. Bun, guys, hai că uite, v-am pupat. Ne auzim pe data viitoare. Ciao, ciao.